Bună ziua, stimați colegi! Sunt Aurora Sava și astăzi vă prezint aplicația Learning Apps, așa cum v-am promis săptămâna trecută. Learning Apps este o aplicație de tip Web 2.0, concepută pentru a sprijini procesul de predare, învățare, evaluare prin metode interactive. Această aplicație poate fi accesată după mai multe device-uri, tipuri de device-uri, respectiv PC, tabletă, telefoane mobile Android sau iPhone. Din experiența personală pot să vă spun că această aplicație, spre deosebire de aplicația Wordwall, are un pic mai multe avantaje, în sensul că atât utilizatorii, deci cei care creează exerciții, sarcini de învățare, cât și cei care sunt doar utilizează de resursele aplicației, beneficiază de aceasta în mod gratuit. Deci pot utilizatorii sunt ajutați să utilizeze în mod gratuit această aplicație. Poate fi aplicațiile respective pot fi utilizate în cadrul lecțiilor care sunt concepute pe baza cadrului RR, fie în etapa de evocare, fie în etapa de realizare a sensului, fie în etapa de reflecție. Aplicația Learning App, iertați-mă, are această posibilitate, oferă profesorilor posibilitatea de a utiliza, pe de-o parte, aplicațiile deja, exercițiile, sarcinile de învățare deja existente. Există foarte multe șabloane de concepere a acestor activități de învățare, respectiv cuvinte încrucișate, jocul milionarilor, completează tabelul, quiz-uri cu diverse aspecte de introducere, quiz-uri cu text, cu audio-video, cu inserări audio-video sau mind map-uri sau calendar sau caiet. O să vedem în minutele care urmează, atunci când voi crea un exercițiu în această aplicație. Learning Apps este un proiect de cercetare și dezvoltare a Școlii Superioare Pedagogice din Bern, în colaborare cu Universitatea din Mainz și cu Școala Superioară din Zittau, din Germania. Cum procedăm ca să utilizăm această aplicație? O să vă cer permisiunea să fac din nou partajare de ecran. Pur și simplu, cu un motor de căutare, Google, caut Learning Apps-ul. Aceasta este aplicația. Evident, ca și la Wordle, trebuie să-mi fac un cont înainte și abia după aceea să mă loghez. Eu o să mă loghez, o să mă conectez cu adresa mea de e-mail și cu parola mea, evident. Iată, deja m-am logat. Aplicația dispune de o variantă a site-ului și în limba română. Pot de asemenea să îmi setez limba de lucru din acest loc. Dacă vreți să lucrați, de exemplu, în limba engleză, bifați limba engleză. Eu am să bifez limba română. Acestea sunt opțiunile pe care le are aplicația. Caută exerciții, răsfoiește exerciții. Eu vă sfătuiesc că să căutați exerciții din această opțiune, răsfoiește exerciții. Aplicația Optați dovedește că are un spectru larg de categorii, respectiv de discipline. Se adresează aproape majorității disciplinelor.
biologie, chimie, economie, engleză, filozofie, fizică, franceză, geografie, germană, informatică, istorie, matematică, chiar uitați, și religie și psihologie. Are, așa cum vă spuneam, și opțiunea alcătuiește exercițiu. Și în această opțiune găsim foarte multe șabloane, un design interesant, de tip ordonează perechi, ordonare pe grupe, cronologie, ordine simplă, răspuns text liber, potrivire pe imagini, quiz cu alegere multiplă, o groază de șabloane, cursă de cal, jocul milionare, joc perechi, cuvinte încrucișate și așa mai departe. O să vedeți că o să creăm împreună un exercițiu, o să alcătuim un exercițiu și o să vă mai prezint și alte tipuri de exercițiu, astfel încât să vedeți că putem să le utilizăm aceste șabloane în diverse moduri. Mie mi-este foarte dragă această aplicație pentru că am putut să-mi introduc clasele. Am și exercițiile mele. Mi-am adus clasele mele, da? Mi-am adus din opțiunea clasele mele, mi-am adus, uitați, în clasa de elevi, accesând butonul invită, dacă pun invită elevi, se generează un cod pe care pot să-l trimit elevilor în adresa de Gmail și ei se pot loga pe această platformă. Spuneam că deci mi-am adus elevii în această clasă. Mie îmi place foarte mult pentru că am un raport al activităților și am o statistică a copiilor care au realizat diverse activități pe care le-am propus eu și acest aspect mă mulțumește foarte mult pentru că eu pot să-mi realizez o evaluare formativă uitându-mă la acest raport de activități. Înainte aveam un caietel al meu personal în care exprimam cantitativ notele de la evaluarea formativă, nu mă hotăream niciodată să pun din primele două note și îmi făceam o medie. Aici această aplicație mă ajută să fac o evaluare, vă rog să mă iertați, m-am dus fără să vreau pe aplicație elaborată de un elev. Întorcându-mă, am și fișierul clasei, deocamdată n-am făcut un fișier al clasei. Uitați, am realizat pentru această clasă, în ultima lecție pe care am avut-o, un exercițiu interactiv, ca un exercițiu de reflecție asupra ceea ce am discutat în cadrul lecției, utilizând manualul electronic, utilizând dezbaterea interactivă pe întâlnirea din Meet. Am utilizat și această aplicație care m-a ajutat să consolidez sau să reflectez asupra ceea ce am învățat. Copiii au primit aplicația și a trebuit să așeze în ordine cronologică etapele realizării unei investigații. Ședința era așezați în ordine cronologică etapele realizării unei investigații. Deci de aici văd cerința. O să realizez un pic din exercițiu pentru că este foarte mult și presupune un pic de atenție. Eu o să aleg prima etapă, deocamdată să vedeți. Deci prima etapă este să identific, să stabilesc un obiectiv în cadrul investigației. Deci e primul pas pe care trebuie să-l fac eu, stabilirea obiectivului. Nu s-a dus la primul, mă duc. Stabilirea obiectivului. Apoi vreau să identific o noțiune teoretică pe care vreau să o supun investigației, ar fi a doua. Da? Și, mă rog, ar trebui făcut mai departe. Eu am să dau aici să verific ce anume am greșit. Păi, observați că aplicația mi arată până unde am făcut corect, în rest sunt așezate aleatoriu și le înroșește. Bun. La clasa 8B am conceput. Întorcându-mă pe exercițiile mele, la clasa 8B am conceput o altă aplicație în cadrul lecției difuzia, mișcarea de agitație termică și mișcarea browniană. Și copiii au avut ca sarcină să identifice, să compatibilizeze
noțiunile, conceptele sau fenomenele fizice studiate cu definițiile care existau fie sub formă de text, fie sub formă de imagine. De exemplu, fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fără intervenția unei forțe exterioare, reprezintă fenomenul de difuzie, iar mișcarea browniană este o mișcare continuă, complet dezordonată, dependentă de temperatura unor particule solide aflate în suspensie într-un fluid. Este un caz particular al mișcării de agitație termică. Și de aici verificăm ce anume am făcut corect. Da? Deci am realizat doar două sarcini de învățare corect. Este un alt mod de a face evaluarea cunoștințelor, un mod interactiv și care îi antrenează și îi motivează pe elevi pentru învățare. Acum am să mă duc pe opțiunea alcătuiește exercițiu și am să realizez pentru dumneavoastră ordonare pe grupe pentru lecția următoare. Deja aplicația mi arată ce anume, cum un exemplu. Eu o să mă duc pe opțiunea alcătuiește, un exercițiu nou. Deci trebuie să ordonez pe perechi. Înseamnă că am două perechi de elemente, două sau trei perechi o să-mi aleg. Eu o să-mi aleg doar două perechi, mărimi fizice. Mărimi fizice scalare, punct. Mărimi fizice vectoriale. Mărimi fizice vectoriale. Aplicația are și opțiunea să mă întorc și să reeditez. O să vă arăt în momentul în care am să o termin de realizat. Mărimi fizice scalare. Iertați-mă, m-am dus la definirea cerinței. O să o tai de aici și o să mă duc exact pe titlul exercițiului, că de fapt ăsta este titlul. Mărimi fizice scalare, mărimi fizice vectoriale. Iar aici o să scriu cerința. Iertați-mă. Identificați mărimile fizice scalare respectiv mărimile fizice vectoriale din aplicația. Identificați mărimile fizice scalare. Vă rog să mă iertați, am avut aici o mică inadvertență. Aplicația îmi permite să revin dacă am inadvertențe sau greșeli de tehnoredactare. Identificați mărimile fizice scalare, respectiv mărimile fizice vectoriale din aplicația propusă. Ok, și o să încep repejor. Deci grupa 1, mărimi fizice scalare. Pot să-mi aduc text, de exemplu, densitate, adaugă element, mi-aduc imagine și o să-mi aduc imaginea din calculator. Neapărat trebuie să o avem salvată în calculator ca să o aducem. Iată, s-a adăugat și mai avem încă un element, să spunem, masa. Acum mă duc la grupa 2. Mărimi fizice vectoriale, adaug text, greutatea, o altă mărime a fost accelerația și o altă mărime fizică pe care am studiat-o anul trecut și pe care o identifică imediat ar fi viteza. Bine, noi putem să-l facem mult mai elaborat, putem să aduc și, dacă, de exemplu, aș adăuga un element nou, puteam să aduc imagine, text, audio, puteam să aduc și video. Da? Dar eu nu o să fac acest lucru acum, dumneavoastră puteți să încercați lucrul ăsta. Arată cartonașe, ia să vedem, arată cartonaș cu cartonaș și aranjează
Sau arată toate cartonașele deja la start. Nu, o să aleg prima variantă pentru că mi se pare mai ușoară. Pot să păstrez feedback-ul, dar eu o să pun alt feedback. Ai înțeles corect diferența dintre cele două tipuri de mărimi fizice. Și o să lansez și previzualizez să văd ce se întâmplă aici. Avem deja tema, identificați mărimile fizice scalare, respectiv mărimile fizice vectoriale. Copiii trebuie să ducă să le ordoneze în perechi, da? Deci, într-o parte trebuie să ducă mărimile fizice scalare, în cealaltă parte mărimile fizice vectoriale. Aici o să ducă viteza, accelerația, greutatea, aici o să ducă temperatura, densitatea, masa. Temperatura, evident, o să se prindă după instrumentul de măsură. Salvează exercițiul, ia să vedem. Dacă, de exemplu, consider că am avut inadvertențe, pot să mă duc pe prelucrează exercițiu și să revin asupra lui. Eu nu o să mai revin. O să-l fac public. Și în acest moment mă întreabă ce domeniu mi aleg. Iertați-mă, am bifat franceză din întâmplare. Sub categoria lăsăm fără categorii și alegem nivelul școlar, secundar inferior, secundar 1. Trimite formular. Ok, și în acest moment eu pot să copiez linkul care mi-a apărut, linkul web, să-l trimit copiilor pe adresa de Gmail sau pot să pun în activitate la curs ca link, în activitate la curs, în materialele mele, sub formă de link, dacă folosesc Google Classroom. Ok. Mie mi se pare că aplicația ajută și profesorii și elevii. Pe profesorii îi ajută să integreze în cadrul lecției aplicații deja elaborate de alți colegi în diverse momente ale lecției și îi ajută să predea și să evalueze în cel mai ușor mod posibil. Și pentru elevi, aplicația prezintă avantajul că îi solicită să lucreze prin descoperire într-un mod interactiv. Îi stimulează și îi motivează jucându-se. De asemenea, eu am mai identificat, iată-mă, un avantaj și anume acela că, de exemplu, în clasa tradițională, profesorul trebuie să explice un subiect la cel puțin 20-25 de elevi. Ori aceste aplicații au avantajul că individualizează învățarea și se centrează pe nevoile particulare ale elevului. Un singur lucru aș vrea să vă mai arăt, apropo de diversitatea. Am închis aplicația, dar o să fac din nou partajare de ecran. Dacă o să-mi permiteți, în minutele care urmează. Dacă ne uităm un pic la răsfoiește exercițiile, vom găsi pentru toate disciplinele aplicații. Uitați, de interes ar fi și matematica, unde sunt aplicații inclusiv pentru clasele de liceu, matematică clasa 10-a sau poate cu exponent natural, nu știu în ce clasă se studiază, profesor de matematică pot alege, relații metrice în triunghi, unități de măsură, logaritmi, divizibilitate și așa mai departe. Pot să mă uit, de exemplu,
și la limba română, de exemplu. Sunt aplicații pentru gimnaziu, pentru învățământul primar, dar și pentru liceu. O să mă uit spre exemplificare de la această propunere. Vedeți că profesorul respectiv a folosit mai multe șabloane pentru verbul recapitulare, deci este o recapitulare formativă la probabil la terminarea unei unități de învățare. Ce este verbul? Dacă ne uităm puțin pe această aplicație, este o aplicație cu text lacunar. Verbul este partea de, dacă apăs aici, am și opțiuni, partea de vorbire. Interesant, deci este o aplicație cu text cu spații goale. Mai are o caută perechea. Iarăși o aplicație în care ce presupune aceasta? Să găsească verbul corespunzător. Ia să vedem care este cerința. Ne uităm, rezolvă corect sarcine și distrează-te. Vedeți? Se și distrează. A face din țânțară armăsară înseamnă a exagera. Așa, uitați. Deci poți să da expresiile astea, a face din a da binețe, a saluta. A da binețe, a saluta. Ne jucăm și noi că ne place. Ok, revenind. Uitați, are și cuvinte încrucișate, are vrei să fii milionar, unde trebuie să aleagă copii, trebuie să aleagă răspunsul corect. Cum se transformă verbul a privi în substantiv? Păi, cred că privire, mă gândesc. Ok, am răspuns corect. Nu merg mai departe, pentru că ar însemna să stau foarte mult. În speranța că v-am incitat să folosiți această aplicație în cadrul lecțiilor pe care le parcurgeți acum, probabil în online. Eu vă îmbrățișez cu mult drag și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă aplicație, Story Jumper. La revedere, oameni dragi!